Bun regăsit dragi ascultători la o nouă emisiune Bătăliile inimii Sunt Raul Damian și împreună cu mine invitatul special Psiologul Norian Munteanu Bun revenit Norian Bine v-am găsit Astăzi vorbim despre iertare Da, sunt cu zâmbetul pe buze Măcar că atunci când vorbim despre iertare Să știți că uneori Sufletul nostru plânge E chiar atât de întâlnită neiertarea Astăzi da, este foarte întâlnită neiertarea Și este un loc unde mai devreme sau mai târziu ajungem în ședință de terapie. Nu știu dacă am avut vreodată un caz în care la un moment dat să nu ajung la neiertare. Eu văd că există nevoie de iertare încă de când suntem mici. Mă la copii, își iau jucoria unul de la celălalt, se lovesc și așa mai departe. Dar ce observ la ei, își oferă iertarea foarte repede. Și apoi sunt din nou cei mai buni prieteni. De ce noi, adulții, nu facem lucrul acesta? În momentul când creștem, avem mult mai multe bagaje. Măștile sunt mai puternice, și există de atâtea ori ideea asta, și o să mă exprim colocvial, să nu mă facă între ghilimele, să nu dau eu mai mult. Dacă ar fi un concurs, să nu rămân eu cu mai multe cărți în brațe. Dar tocmai acest lucru mă face să nu pot să fiu autentic, să nu pot să mă deschid și este un blocaj în, în, viața mea. De atâtea ori ajung în terapie în acest punct în care văd că al meu client și clientul își dă seama că a trăit o viață ca un concurs în care s-a uitat la ceilalți cu invidie, în care chiar la partenerul de viață ajunge să gândească, hm, el n-a făcut destul, eu am făcut prea multe. Nu vreau să fiu eu cel care pierde. cel că, Și aici, cuvintele pot să fie foarte dure. Nu vreau să dau eu mai mult decât de el. Sau cum rămâne cu nevoile mele? Cum rămâne cu mine? Ori, o relație sănătoasă, de multe ori, pornește de la întrebarea cum e cu nevoile tale? Și cum rămâne cu tine? Există neiertare um, necomunicată, adică a plecat dintr-un. De la o problemă necomunicată, și astfel rămâne neiertarea în inimă? Da, o problemă necomunicată, un lucru neadresat, e ceva ce nu știu, e ceva ce nu vreau. Și aici mă refer foarte mult la relația cu părinții. De atâtea ori, în relația în special a băieților cu taților, apare neiertarea, neiertarea băiatului. Tatăl a greșit. De foarte multe ori se întâmplă și este o realitate cât se poate de dură tata a greșit, poate tata n-a fost acolo, poate tata m-a abandonat și atunci nu-l iert. Nu doar că nu-l iert, îmi spun tare, îl urăsc, nu vreau să știu nimic despre el, dar se întâmplă ceva. Indiferent ce fac, sunt copilul tatălui meu. De cele mai multe ori port numele, numele de familie, poate chiar și numele mic și îl port pe el alături de mine și atunci toată această ură revărsată și îndreptată spre el, ce se întâmplă? trăiește în mine, se revarsă peste mine și peste viața mea. Și atunci, în momentul în care reușesc să-i dau drumul, mă eliberez și pe mine. De multe ori iertarea spune mai multe despre mine decât despre cel iertat. Ce nu este iertarea, de fapt? Ce nu este iertarea? Da. Ha, hai să o luăm de la ce este, că mi-e mai puțin, mi-e mai simplu. Iertarea înseamnă iubire. A ierta înseamnă a iubi. Sunt directe una cu cealaltă. Ce nu este iertarea? Iertarea nu este schimbarea trecutului. Iertarea nu este absența consecințelor. Iertarea nu este, nu știu, tragem o linie și începem de la capăt. Iertarea este împăcare, este dragoste, este înțelegere, este a face pace cu trecutul. Vreau să ne oprim și la importanța iertării din punct de vedere psihologic. Este fundamentul vindecării iertarea din punct de vedere psihologic. Și aici o să despart iertarea în mai, multe, în mai multe sfere. Odată vorbim despre iertarea părinților, odată vorbim despre iertarea partenerilor, copiilor, chiar despre o iertare la adresa lumii. De câte ori nu ni se întâmplă să fim supărați pe lume pe sat, pe biserică poate, pe Dumnezeu. Iertarea se poate aplica în multe direcții. Evident, sună ciudat când zic îl iert pe Dumnezeu. Cum aș purta să îl iert pe Dumnezeu? Dumnezeu n-a greșit, n-a păcătuit, n-a făcut nimic, nimic greșit. Mă refer la percepția, că am impresia că Dumnezeu mi-a greșit, că Dumnezeu mi-a dat anumite lucruri. Dar când vorbesc de aceste lucruri, vorbesc despre iertarea mea. Am nevoie să mă iert pe mine. Pentru că de atât de multe ori Dumnezeu mi oferă iertarea după mărturisire și după cererea iertării, dar eu nu mă pot ierta pe mine. Și atunci, întrebarea normală ar fi, de ce? De ce nu mă pot ierta pe mine? Cumva nu pot accepta, nu pot accepta că am scăpat așa ușor. Aș vrea să mi merit iertarea. Ori iertarea nu se merită. De atâtea ori lucrez și mă lupt să merit iertarea. Și asta este... Ca și cum aș alerga pe bandă, ca și hamsterul care alergă pe roată. Nu există o destinație și atunci mă umplu de venin. Mi-aduc aminte, eram la un moment dat într-un spital internat pentru vreo două săptămâni, și lângă mine era un bărbat cu multe în trecutul lui, și stăteam de vorbă și spunea, la un moment dat, spunea Raul, cred că Dumnezeu mă iartă, că Dumnezeu e bun, Nu da? n-am o relație cu el, n-am avut, am făcut numai lucrurile. Cred că soția m-a iertat, că am făcut foarte multe lucruri împotrivă, dar ceea ce nu pot este să mă iert eu pe mine. Pentru că atunci când vorbim despre iertare, vorbim iertarea personală, iertarea semenului și iertarea înaintea lui Dumnezeu. Asta este chiar cea mai grea, cel mai greu hop în ceea ce înseamnă iertarea, să mă pot ierta eu pe mine? În anumite situații, da. Pentru că noi ne iubim pe noi. Hmm... Asta e o sabie cu două tăișuri. Ce înseamnă iubire și cum ne arătăm iubirea. Pentru că de multe ori când zicem ne iubim pe noi sau eu mă iubesc pe mine, ce înseamnă? Înseamnă că nu știu să-mi spun nu. Asta nu e iubire. Ne referim la copiii noștri. Dacă îți iubești copilul, îi spui nu, îl, îl călăuzești, îl duci pe o anumită direcție. Dacă la fiecare impuls spui da, nu înseamnă că te iubești. Înseamnă că te automedichezi. Înseamnă că nu-ți pasă suficient de mult de tine încât să mergi pe o cale sănătoasă. Și întrebarea mea pentru, pentru clienți este de atâtea ori, cum ar fi dacă te-ai purta cu tine ca și cu o persoană pe care o iubești? Și atunci, nu întotdeauna că nu, se întâmplă miracole în ședința de terapie, dar atunci avem un. Ah, păi m-aș purta diferit. Și atunci, care ar fi concluzia? Că, de fapt, nu mă iubesc. Pentru că vorbim despre o dragoste în, înțeles, în înțelesul scriptural. O dragoste care urmărește binele individului. Nu o dragoste care aruncă totul pentru orice impuls. Asta nu se numește dragoste. Și da, de foarte multe ori este greu să ne iertăm pentru că avem impresia că nu merităm iertarea. Și poate să fie adevărat, nu merităm iertarea, dar iertarea nu se merită. Dar nu întotdeauna este cel mai greu. Lucru de iertat, pentru că poate să fie vorba despre o traumă, uh, cum ziceam, exemplu atât de întâlnit, tatăl absent, tatăl abuziv, abuzuri de diferite feluri, atunci e mai grea iertarea acolo. Și vine și cu foarte multă rușine, pentru că atunci când se întâmplă ceva de genul ăsta în trecut, nici pe mine nu m-am iertat, nici pe un el ipotetic arăt acolo, nici pe el nu le am iertat. Și suntem amândoi. Legați de neiertare. Iată, vorbim despre uh, iertare versus uh, neiertare, astăzi, lucruri care pot să aducă vindecare sau care pot să aducă suferință. Interesant. Mi se vorbește faptul că neiertarea aduce suferință, și cu toate acestea, nu iertăm. Există o putere în neiertare? Da, și am. O poveste fantastică în această direcție, o poveste terapeutică, îi se spune. Se spune că la un moment dat o fetiță a primit cadou un bănuț de la uh, tatăl ei. Un bănuț frumos, auriu, se juca cu el în permanență, era comoara ei. Și la un moment dat, jucându-se pe lângă bibelourile mamei, a scăpat bănuțul într-o vază. Și și-a băgat pumnul, și-a băgat mânuța în vază, a prins bănuțul și n-a mai putut să-și scoată mâna. A început să strige după ajutor, au venit părinții, au încercat să tragă vaza respectivă, nu se putea și nu se putea scoate. La un moment dat s-au gândit să spargă vaza, ce să facă, fetița plângea, și la un moment dat mama are o idee fantastică și spune dă-i drumul monedei. Și în momentul în care dă drumul monedei, își poate scoate mânuța din, din vază și este liberă. Exact așa e și cu iertarea. Are o valoare neiertarea. De multe ori este singura, singura legătură pe care o am cu omul pe care nu-l iert. Poate este singura legătură pe care o am cu tatăl meu care nu mai este. Faptul că nu-l iert și mă încrâncenez împotriva lui poate să fie o scuză fantastică. Uite cât de mult mi-au greșit. Uită-te unde am ajuns în acest moment din cauza lui. Și dacă dau drumul, dacă iert, dacă îl eliberez pe el, mă eliberez și pe mine, ce se întâmplă? Nu mai am nici această scuză, sunt liber, ce fac cu atâta libertate? Am atâtea oportunități, dar sunt liber. Și inclusiv libertatea poate să fie înfricoșătoare. Există iertare greșită? Am nevoie de un pic mai mult context pentru asta. Să dăm o anumită iertare cuiva, să spunem că am iertat, da? și la un moment dat să ne dăm seama că încă avem anumite legături când îl văd. Să nu fie o iertare autentică. O, oh, da, categoric. Și avem în cultura românească un exemplu. Te iert, dar nu te uit. Adică, ce ne oferă Dumnezeu este poate mai mult decât o iertare. O iertare și o restaurare, o ispășire, o punere în aceleași drepturi de dinainte. Noi practicăm de multe ori o iertare... Te iert, da, gata, te evit, nu-ți mai răspund la telefon, nu mai vreau să mă apropii de tine. Asta este o iertare cu gura, nu cu inima. Există și acea ilustrație că dacă cineva aruncă în tine cu pietre, tu să arunci înapoi cu flori, numai să te asigur că florile sunt în vază. Da? <laughs> în sensul în care, da, eu nu dau cu ce ai dat tu, dar cumva aș vrea să simți și tu un pic maduru ce mi-ai făcut. Nu este neapărat un lucru greșit să vreau să conștientizez că m-a durut ce mi-ai făcut. Este un lucru important, dar nu întotdeauna am interlocutor. Este important să verbalizez emoțiile. Poate păi, m-a durut, am suferit. Aici putem vorbi despre o discuție. De multe ori folosim această iertare parțială, te iert, dar nu te uit, atunci când nu vreau să intru în amănunte e dureros să am o discuție serioasă în care să mă pun. Acum tot am dat exemplu pe acel tată ipotetic care greșește. Nu înseamnă că doar tații greșesc sau doar bărbații, nu. Mi-a era mie mai simplu. Dar poate să fie foarte greu să mă întorc în familie la acel tată ipotetic și să mă pun cu el să zic, uite tată, ce s-a întâmplat? Cu ce am plecat eu? M-a durut. Și să-i dau și drept la replică. Să văd Pot, pot să fac un exercițiu pentru Dacă viața Dacă te rănește, nu e teama aia că s-ar putea să te rănească? Categoric. Categoric. Dar știi ce se întâmplă interesant? De multe ori teama mai, mea, mai mare este că s-ar putea să-l rănesc pe el, s-ar putea să-l zdrobesc pe el în momentul acela și presupunem că este bătrân și așa mai departe. De multe ori încerc să-l și protejez prin această neiertare și deja poate ascultătorii noștri sunt total bulversați, cum adică nici nu-l iert, nici nu-l iubesc, dar în același timp vreau să-l protejez, un haos total. Ei bine, toate aceste lucruri pot fi valabile în anumite cazuri, nu-i musai să fie peste tot. Da, faptul că eu ofer iertarea nu înseamnă că o să existe și reciprocitate, dar, din nou, iertarea spune o poveste despre mine în primul rând și de-abia după aia despre celălalt. Vorbim despre iertare. E important doar să ajungem să ne iertăm unul pe celălalt. Să e bine ca să mai facem pași mai mai adânci în sensul în care să cooperăm. Acum vorbim mai ales de între un tată și un fiu. Ok te-am iertat a trecut trecutul trecem peste trecut. Ok ai recunoscut asta m-a ajutat fantastic să, să recunoști lucrul ăsta. Dar vreau de acum, chiar dacă este vârsta înaintată, aș vrea să începem să ne împrietenim, să petrecem timp împreună. Este cazul ideal. Poate nu se poate întotdeauna. Să fim și realiști. S-ar putea acel tren să fi plecat din gară. Este o realitate dureroasă. Ne-am dorit să nu fie așa. Dar poate să fie o realitate. Dar, după cum spuneam și înainte, este foarte important ce face iertarea în viața mea. În viața mea este în primul rând un balsam în viața acelui tată pe care astăzi l-am flagelat, este un balsam vindecător doar dacă îl accept. Ce se întâmplă când aștept tot celălalt care, cu care am avut conflict să vină să-și iertare sau să vină să discutăm și nu vine. Oi, oh, foarte simplu, este o rețetă perfectă pentru a fi aproape continuu dezamăgit. De ce? Pentru că nu toți vedem lucrurile la fel. S-ar putea de foarte multe ori celălalt nici să nu știe ce se întâmplă în mintea mea. Vedeți lucrul acesta în viețile noastre de familie. Eu sunt supărat, soția mea habar nu are de ce. Sau invers, soția e supărat, eu n-am nici cea mai vagă idee ce am făcut. Dacă nu aducem la lumină aducerea din implicit în explicit lucrurile, nu știm, s-ar putea să operăm pe coordonate diferite și fiecare să fie bine mersi în lumea lui. Evident, nu e de fiecare dată. Acest Aici caz. Cred, că e, cred că e importantă comunicarea foarte, foarte importantă, pentru că prin comunicare ajungem să ne dăm seama. Îmi vine o altă ilustrație din familia noastră, poate e și un pic haslie, într-o într seară înainte să vină fetele. La începutul căsniciei primii ani ne-am certat. Că toți ne certăm și slujitorii să mai ceartă. Și ne-am certat și ne-am pus spate în spate, în, în pat, în, așa Dar mi-a venit în minte un verset din Biblia, Asta e, vorbesc despre importanța cuvântului lui Dumnezeu E foarte important să avem cuvântul meu Să n-apună soarele peste mânia voastră Și zic eu, bun, ok, să n-apună soarele E clar că nu-i vorbește despre soarele fizic, el deja a pus de multă vreme Ideea acolo este cât mai repede să rezolvi problema Bun, și am zis așa, am început să mă rog să de vorbă cu Dumnezeu Și chiar am stat de vorbă cu Dumnezeu și chiar mi-a răspuns și am să vă zic ce mi-a zis. Și zic, tată, uh, uite, m-am certat cu, cu Adina, uh, te rog frumos, fă un lucru în familia noastră. Pune-i pe inimă ei să intre în vorbă cu mine. Acum sunt în starea în care sunt dispus să discut cu ea și apoi să rezolvăm problema. Oricum, 90% ea intră în vorbă și se rezolvă problemele. Dar acum sunt starea în care eu aș fi dispus să intru în vorbă și să se rezolve problemele Și mă chiar vrei să te, să, să te împaci? Și am zis, da, doamne, păi de asta mă rog și să cer ajutorul mm -hmm. Ok, bine, atunci uh, spune spunei că uh, o iubești Îi zic, doamne, dar nu despre asta e vorba Că ea știe că o iubesc Nu, nu, mi-ai cerut ajutor Și zic, ba da, o scurtez lucrurile Și uh, într-un final îi zic soției uh, Te iubesc, bineînțeles, unul foarte tehnic mm -hmm. Așa, nu se întâmplă nimic Și spun eu, doamne, ți-am zis un pic eu acum am ajuns și eu să o cunosc totuși pe soția mea, dacă intre ea în vorbă cu mine, orice ar zice, orice ar zice, eu sunt dispus și ne vom împăca. Și Dumnezeu îmi zice, acum iau în brațe. Și zic, Doamne, da? Continuă dialogul meu cu Domnul pentru încă două, trei minute și într-un final cedez și zic, da, eu am cerut ajutorul, trebuie să, să ascult. Am luat-o în brațe și nimic. Că am zis, Doamne, eu știu cum merge la noi familia. Dar îmi spune Dumnezeu, mai fă un lucru, un singur lucru trebuie să mai faci, să-și cer iertare. Și atunci am stat eu să mă gândesc pentru ce să-mi cer iertare. Dar am zis, bun, hai să-mi cer iertare. Și am spus atunci, draga mea, te rog frumos să mă ierți. Da? S-a întors și a început să vorbească cu mine. Huh, fericit! <laughs> pentru câteva secunde, pentru că m-a întrebat ea, dar de ce să cer iertare? Da, și atunci a fost a fost greul pentru mine mm. să, să mă gândesc de ce să-mi cer iertare. Și, într-adevăr, s-au rezolvat a, problemele, a, dar aici era chestia de comunicare. Eu am spus, îmi cer iertare pentru anumite lucruri, -am spus, dar nu, nu m-a deranjat asta deloc. Dar, în momentul comunicării, am aflat, de fapt, ce-a deranjat-o pe ea, ea a aflat ce m-a deranjat pe mine și, uite, așa am reușit a, să, să rezolvăm mm. situația. Și acolo începe creșterea. În momentul în care venim împreună și ne calibrăm unul după celălalt. Și ai folosit așa un exemplu frumos. Și vreau să mă leg de exemplu acesta și să dau o bucată din exemplul meu personal. De multe ori mi s-a întâmplat, exact în certurile cu soția mea, să refuz să mă rog, pentru că știam ce vrea Dumnezeu de la mine. Știam unde mă trimite și nu vreau să mă duc acolo. Și atunci mă izolez și mai tare. Zic, nu vreau, Doamne, că știu unde mă trimiți, mă trimiți să-mi cer iertare și nu vreau acum. Și cât de dur, ce exemplu greu. Și mi-aduc aminte de încă un, un exemplu, tot din căsnicia mea, în care m-am certat cu soția mea cu o seară uh, dinainte ca să-mi sărbătoresc eu ziua. Și eu greșisem și m-am gândit, nu îmi cer iertare, că n-are cum să fie supărată pe mine de ziua mea. Evident, soția mea e mai puternică decât m-am așteptat. Și eu cu mâna mea mi-am făcut o bună parte din ziua mea, din aniversarea mea, urâtă, pentru că, nu, pentru că am avut mândria asta, am zis, sigur trebuie să vină ea la mine. Sunt într-o poziție de putere. Astea sunt confesiunile unui psiholog până la urmă. și n-am vrut să mă duc la ea. Și în momentul când am plecat capul înaintea lui Dumnezeu și am zis ai dreptate, acolo trebuie să mă duc, lucrurile s-au rezolvat. Ca prin minune, mult mai simplu decât m-am așteptat. De atâtea ori imaginea pe care ne-o formăm în minte e mult mai grea și mai distorsionată decât realitatea. Foarte interesant că noi încercăm să rezolvăm problemele și conflictele prin foarte multe argumente și stăm când doar un iartă na, din toată inima uh -huh. ar fi suficient să rezolve problemele. Uh -huh încercăm să găsim din ce cauză ne-am enervat, din ce cauză ne-am supărat. Bun, ne cere iertare, dar cum reușim să facem și pace apoi și bucuria să vină? Adică aduce iertarea lucrul ăsta, că unii zic ok, te iert, dar încă sunt în stadiu la un pic rănit și trebuie să recunosc că m-a durut, dar te-am iertat, ok, luăm Ce, aș putea face ca să vină și bucuria, și pacea, și acceptarea celelalte persoane cât mai repede lângă mine? În primul și în primul rând, iertarea este primul pas și este un pas foarte bun în direcția potrivită. După cum ai spus, depinde de fire și de fiecare dintre noi. Depinde de temperament mult. Poate dacă eu sunt un om care mă înfierbând repede și mă liniștesc la fel de repede, pot ușor să fac această conversie dintre am fost supărat, am pus lucrurile la punct și mă întorc înapoi cu aceeași entuziasm înainte. Poate nu sunt așa. Poate am nevoie de un pic de timp să, să, mă liniștesc. Poate am nevoie de un pic de spațiu. Poate am nevoie să-mi pun gândurile în ordine. Poate să fie greu pentru partenerul meu dacă e așa. Pentru că se simte ca o pedeapsă până la urmă. Dar aici vine creșterea împreună și ne învățăm unul cu celălalt. Pentru că dacă eu am făcut primul pas și am mers în direcția potrivită și a avut loc în nodarea relației, suntem pe drumul cel bun și poate un pic de timp ajută lucrurile să intre din nou pe canalul normal și bucuria vine. După ce se fac acești pași, bucuria vine. Aș vrea acum la finalul emisiunii de astăzi, Norian, să lași câteva cuvinte pentru cei care ne ascultă și trăiesc în iertare de multă vreme. Au fost răniți pe bună dreptate, deci pe bună dreptate, au, au suferit, au fost persoane care i-a rănit, dar totuși n-au puterea să ierte. Da? Au fost soții înșelate de bărbați, uh, au fost copii abandonați de uh, părinți, uh, au fost copii abuzați da? Sunt tot felul de situații, dar există încă neiertare uh, Am vorbit și am aflat că el, oferirea iertării este e drumul spre vindecare Aș uh, vrea să-l lași câteva cuvinte Aș vrea să încep cu o întrebare Ce ai avea de pierdut dacă ai ierta? Și nu este o întrebare retorică, pentru că întotdeauna ai ceva de pierdut dacă ierți. Lași ceva din mână. Această neiertare înseamnă într-o anumită măsură putere. E bănuțul din palma ta și vreau să te provoc să te gândești la ce avea de pierdut. Poate ar fi o poziție de superioritate, ceva de statut, poate nici măcar nu știi cum ar arăta viața cu această iertare. Poate consider că acea persoană care a greșit și care a greșit rău nu merită iertare. Și nu vrei să-i o dai, și e dreptul tău să nu-i dai. Dar după aia, după ce te gândești la ce avea de pierdut, aș vrea să te gândești la următorul lucru. Cum ar arăta viața ta în libertate? Merită acest schimb, acest transfer? S-ar putea răspunsul să fie nu, momentan. Dar este și iertarea un proces. Și vreau să te încurajez să nu, e, să nu renunți la proces. Poate nu ești pregătit astăzi să oferi iertare. E ok. Dar cum ar fi să te gândești măcar la proces, măcar să-l vezi undeva la orizont și poate la un moment dat să poți merge spre libertatea, în primul rând, a ta, care se naște din iertare și din dragoste. Astăzi, împreună cu psihologul Norian Untianu, am discutat despre iertare, dragi ascultători. Adevărul ne face oameni liberi, iar adevărul Scripturii ne spune că noi toți. Am greșit înaintea lui Dumnezeu și am avut o mare datorie. Fă un calcul. Dacă ei greșit lui Dumnezeu de 8 ori pe zi, de 8 ori, de 10 ori pe zi, la câți ne ai? Fă un calcul cam câte greșeli s-au adunat acolo. Dacă Dumnezeu, care este sfânt și drept și nu suportă păcatul, iată, a rezolvat problema aceasta prin jerfă și a trimis singurul său fiu să moară pe cruce pentru păcatele noastre, care legătura dintre noi a făcut totul posibil din nou să fie bine între noi și Dumnezeu, cel care ne-a creat, cel puternic. Oare n-am fi și noi datori să iertăm celor care ne-au greșit? Nu e ușor. Iertarea nu e ușoară. E dureroasă. E dureroasă iertarea. Dar merită. În slujba Domnului Raul Damian.